place să-i spun cumva agricultura și IT-ul și-au dat mâna într-un moment tocmai potrivit. Modul în care folosim produsele sau în care facem agricultură trebuie schimbat în mod continuu. Și asta vine ca necesitate, necesitatea hrănirii atâtor miliarde de oameni, necesitatea utilizării mai eficiente a resurselor și așa mai departe. E nevoie să avem acces la date pentru a lua cele mai bune și cele mai eficiente hotărâri, până la urmă, pentru productivitate, pentru eficiență, pentru viitorul nostru al tuturor. Este o aplicație foarte ușor de folosit, se introduce în primul rând datele legate de hibrid, se introduce producția obținută în mod curent și producția dorită și sistemul optimizează o densitate, o densime recomandată în funcție și de analiza tipului de sol, în funcție de textura solului. Și practic cele trei elemente combinate dau o rețetă, cum a spus și dumneavoastră, care să conducă la o recoltă mai profitabilă. Această aplicație permite fermierului să folosească sămânța într-un mod mai inteligent. Această aplicație oferă acces la date legate de genetica produselor noastre, oferă date legate de modul în care această genetică este cel mai bine de a fi folosită pe parcela fiecăruia și în funcție de ceea ce vrea să obțină ca și producții. Totodată oferă și monitorizarea culturii, care va permite fermierului să ia o hotărâre pe perioada de vegetație și în același timp să știe sau să cunoască ce se întâmplă într-un anumit punct din sola respectivă și ce măsuri să luăm în anul următor. Îmi place să spun că se dirigează o recoltă către o producție mai mare și către un profit mai bun. Într-adevăr, cu ajutorul unei aplicații de pe smartphone. Din ce am vorbit cu câțiva dintre ei, au fost destul de entuziasmați de această revoluție pe care am denumit-o. Unii dintre ei din sală sunt utilizatori de soluții digitale. Unii din sală ne-au permis cumva să fim prima companie din România care lansează această soluție. Spun că ne-au permis pentru că în fermele lor am testat deja puțin această soluție, iar până acum părerile sunt foarte pozitive. Cred eu că am lansat o provocare nu numai fermierilor prezenți în sală, dar și celor care ne vor urmări pe televizor sau pe celelalte mijloace media.